Dar de ziua noastră primim în general vreme frumoasă și mai caldă decât în mod normal această dată. Ploile mai rămân un pic în peisaj în vestul și sud-vestul țării, iar precipitațiile mixte pe crestele montane înalte. În rest ne putem lăuda cu temperaturi ridicate și vânt slab. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi variabil spre senin, vremea va fi foarte frumoasă, iar temperatura maximă se va încadra între 16 și 17 grade. În Crișana același lucru, după cum ne anunță meteorologii, în Oradea avem parte de o zi frumoasă, în Arad este posibil să plouă în a doua parte a zilei, iar temperatura maximă se va încadra între 13 și 15 grade. Pe lângă razele soarelui avem parte și de precipitații slabe cantitativ astăzi în Banat. Temperatura maximă va ajunge până la 13 grade în Timișoara și 14 în Reșița. În Oltenia, spuneam mai devreme același lucru, se anunță precipitații slabe cantitativ, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 16 și 18 grade. În Transilvania, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod normal această dată, va fi cel mai cald de la noi din țară. Temperatura maximă se va încadra între 12 grade în Miercurea Ciuc și 19 grade în Alba Iulia. În Moldova, o vreme la fel de senină, special în sudul teritoriului. După cum vedem, în centru și în nord, cerul va fi acoperit de nori. Este posibil să plouă slab. Temperatura maximă se va încadra între 10 și 18 grade. Intensificarea vântului pe litoral, dar după cum vedem aici, nu se anunță precipitații. Cerul va fi variabil spre senin, iar temperatura maximă se va încadra între 11 și 15 grade. În Muntenia, astăzi avem parte de o zi frumoasă și caldă pentru această dată. Valorile termice sunt următoarele. Avem în Târgoviște 17 grade, iar în Călăraș 16 grade. În capitală de dimineață se înregistrau 9 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 17 grade. Momentan cerul este acoperit de nori, dar pe parcursul zilei se va însenina. Șansele să plouă vor fi reduse. Cam atât despre vreme. Să aveți o zi excelentă!